Mici au deja fost în două părți. Prima repriză, cum s-a fost, a doua repriză, ce s-a prins. O ploace după pauza aceea, au fost multe întrebări la fete, de la învidere, de la mine au fost întrebări cum a să ieșim după 40 de minute, dar a spun așa, dacă azi s-a scos un meci unul pozitiv, eu cred că totul a fost bine, fetele au înțeles și problema, ce, nu problema care a fost întrebare, care a fost mătecă și a răspuns. Deja am avut ceva lovituri în poartă, mai multe au fost și în cadrul porților și eu îi felicit fetele, Stavo, felicit toți lucrătorii care au fost, federația, toți care au fost împreună cu noi. Și o întrebare, s-a văzut că ați lucrat cu caseta primul meci și ați făcut niște schimbări tactice în echipă. Ludmila Caraman a spus-o pe post de ultim fundaș. Așa vezi să jucați și în continuare sau doar pentru meciul acesta? Deci, s-a primit că, ați văzut, da, că s-a adăugat în Andoni, la primul meci nu a fost, dar două fete s-au avut traume, Călesnicenca și Toma, și a făcut de din, cum să presupunem așa, poziții care fetele cel mai bune la locul lor, ne-am străit. Am dat, nu s-au primit, îmi pare rău, de Cernălevska Valeria, care, deci, 30 de ani au așteptat la ieșire și la ieșit și primit traumă, dar tot felicitări pentru dânsa și pentru tot. Am lucrat cât timp și mai departe tot așa să lucrăm.